Ministerul Educației a făcut publice variantele PDF a noilor manuale pentru clasele 1 și a 2, după ce inițial a publicat pe www.manuale.edu.ro doar varianta digitală a manualelor școlare. Asta înseamnă că începând de ieri, 20 octombrie, oricine poate vedea care este conținutul manualelor print care au câștigat licitația. Ministerul a publicat și PDF-urile pe manuale.edu.ro cu 3 zile înainte de data limită, până la care învățătorii trebuie să decidă ce manual aleg pentru a fi studiat la clasă. Potrivit Ministerului Educației, sub imagine reprezentând prima copertă a fiecărui manual postat în varianta sa digitală, se află și varianta ce poate fi descărcată în format PDF. Accesul pe site-ul www.manuale.edu.ro este liber pentru oricine dorește să utilizeze manualele didactice. De altfel, de la lansare pe 15 octombrie și până luni 20 octombrie, ora 17, platforma a înregistrat 70.000 de vizitatori și 28 de milioane de accesări. Valabilitatea manualelor este de 4 ani, cu posibilitatea de extindere pentru încă 2 ani, condiția reevaluărilor. Manualele școlare sunt supuse unui proces periodic de analiză pe durata valabilității acestora, precizează Ministerul Educației Naționale. Elevii claselor 1 și a 2 ar fi trebuit să învețe după manualele noi, inclusiv în variantă digitală, de la începutul anului școlar. Acestea nu au ajuns însă în școli până în 15 septembrie, întrucât licitația organizată de Ministerul Educației a fost contestată de unele edituri. Consiliul Național de soluționare a contestațiilor a decis la data de 10 septembrie continuarea procedurii de reevaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației pentru realizarea manualelor școlare, după ce 3 contestații au fost admise, 6 admise în parte și 2 au fost respinse. Amintim că varianta digitală a manualelor nu înlocuiește manualul tipărit. Ministerul Educației a explicat că cele 2 variante ale manualelor print și digital funcționează în paralel. Profesorul alege un manual print după care vor învăța elevii și automat va avea și manualul digital făcut de aceeași editură.